După victoriile reportate în fața echipelor Sportul și Progresul, galben-albaștri speră să readucă satisfacția în rândul suporterilor și în acest sfârșit de săptămână. Giurgiuvenii nu se află pe o poziție liniștită în clasament, o înfrângere pe areni, echivalând cu reintrarea în hora retrogradării. E clar că vor veni să lege de orice minge, sigur vor veni la un rezultat bun. Meciul e clar că va fi un meci din nou de luptă, în compania unei echipe care, după cum am observat și în acest retur de campionat, au obținut rezultate bune chiar. Partida de sâmbătă dintre Cetatea și Dunărea Giurgiu va consemna revenirea lui Iordache, Cojenel și Ungureanu pe areni. De altfel, antrenorul Ovidiu Murariu a recunoscut că se așteaptă la o replică înverșunată din partea foștilor jucători ai Cetății. Cred că, ca și orice jucător care vine și joacă în compania fostei echipe, își doresc un randament cât mai bun și un joc pe măsură. În actuala ediție de campionat, Dunărea Giurgiu nu s-a descurcat foarte bine în meciurile din deplasare, acolo unde au bifat doar 2 victorii. În meciul tur, Cetatea a pierdut la malul Dunării scor 3-1, golul de onoare al galben-albaștrilor fiind înscris de Bogdan Știubei.